Bun găsit! Susținătorii cuplului Perneș Sabrina sunt îngrijorați. Sabrina și Perneș au anunțat într-un live făcut pe Instagram că vor fi prezenți la emisiunea Mireasa Capriciile Iubirii pe data de 31 august, adică miercuri. Aceștia nu doar că nu au fost prezenți în studiourile emisiunii, dar nici nu au anunțat pe conturile de socializare lipsa lor. Astfel că susținătorii lor sunt îngrijorați. Pe grupurile de susținere ale cuplului Perneș Sabrina, susținătorii lor discutau acest subiect. Aici Perneș a intervenit și a dat un răspuns. Citez. S-au schimbat momentan planurile. Anunțăm când vom apărea. Una dintre susținătoare l-a întrebat. Citez. Planurile voastre sau ale lor? Că am observat și schimbarea lui Ion. Perneș a răspuns. Ale noastre, noi suntem super bine, dar a intervenit ceva mai important. Am încheiat citatul. În ciuda despărțirilor și conflictelor din cadrul emisiunii Mireasa, Sabrina și Perneș au luat pe toată lumea prin surprindere cu povestea de iubire pe care o trăiesc de când au ieșit din competiție și de când au spus marele da în fața ofițerului stării civile. Cei doi sunt foarte activi pe rețelele sociale, unde își țin la curent susținătorii cu cele mai speciale evenimente din viața lor. Aceștia publică des imagini cu ei în ipostaze romantice, care reușesc să înduioșeze inimile internauților de fiecare dată. Perneș și Sabrina au un nou membru în familie. Cei doi și-au luat un nou animăluț de companie, iar primele imagini cu acesta nu au întârziat să apară pe rețelele sociale. De curând, Sabrina a distribuit mai multe imagini cu pisica sa, care este de o frumusețe deosebită.